este un motiv foarte des întâlnit în muzică, în artă în general, în operă. Aproape cred că nu există un subiect de operă să nu aibă un conflict care vine din această zonă. O gelozie, o iubire neînțeleasă, o iubire pierdută sau poate o iubire fericită. Avem și operă în care iubiții sunt ajung împreună. Ne gândim la operele lui Mozart, la Nunta lui Figaro, care după... este o operă psihologică totuși. Apare gelozia, iubirea, totuși personajele rămân pe final împreună, nu mor, nu se despart. Deci un final fericit. În Răpirea din Serai, la fel. Deci, uitați că există și final fericit în opera. Apoi, în această seară am ales iubirea în opera italiană. Dacă vorbim de Verdi, în prima perioadă de creație, Verdi compune foarte multe, adică foarte multe, câteva opere cu tematică patriotică, revoluționară, Lombardii, Nabucco. Deci în Nabucco găsim iubire, o iubire interzisă între un evreu și sora lui Abigail, acele care duce poporul sclav, poporul evreu în sclavie. Deși potentă, revoluționară, patriotică, opera totuși are undeva și această temă a iubirii. După prima perioadă a creației verdiene, care, după cum am spus, este mai mult revoluționară, apar trei opere importante, poate cele mai importante, nu pot să spun cele mai importante, dar foarte importante pentru trecerea la o altă etapă de creație. Vorbim despre Traviata, care știm foarte bine că nu a avut succes la premieră, deranja societatea de atunci când se vorbea despre femeia întreținută. Trubadurul și Rigoletto. Deci sunt trei opere care marchează trecerea spre a doua etapă de creație, în care clar vorbim despre iubire. Traviata, știm cu toții că are la bază romanul Dama cu Camelii, deci o femeie întreținută în Parisul, unde toată lumea știa despre ce e vorba, erau petreceri în anumite case, dar să aduci pe scenă așa un subiect era un scandal, ceea ce s-a și întâmplat la premiera operei Traviata. Deci, femeia întreținută, care nu are voie să iubească, întâmplător se îndrăgostește, iar în aria, din actul întâi, în aria mare, cum se spune, își dă seama de sentimentele ei, atunci realizează, este o explozie de dorință de a trăi, că se simțea singură, singură părăsită în Paris, deși cu foarte multă lume lângă ea, la cele petreceri, se simțea singură. Și în final moare tot datorită acestei iubiri, pentru că se sacrifică ca o tânără fată, sora lui Alfredo, să poată să se căsătorească. Altfel era rușine, fratele ei trăia cu o întreținută, sau mă rog, o femeie de moravul ușoare, cum se spunea. Și se sacrifică. El nu înțelege la timp, nici nu-i se spune ce face ea. Și supărarea că și-a lăsat iubirea îl duce pe final, fiind totuși bolnavă de la început, spre moarte. Moarte sigură. Știm foarte bine că supărarea, dacă bolnav, reduce din viață. Apoi, în Rigoletto, vorbim iarăși de iubire, iarăși de sacrificiu. Ea se omoară știind că tatăl ei a pus ca iubitul să fie omorât, merge în locul lui și este omorâtă în locul lui. Trubadurul, tot așa, se vorbește despre iubire, despre, aici mai este un lucru despre ura între frați și
iubirea de mamă. Este tot o iubire și iubirea, iubirile de mai multe feluri. Deci, uitați câte motive ale iubirii găsim în opera lui Verdi. Nu mai vorbesc de Aida, micuțul nostru pianist, opera va cânta Marșul Triumfal din Aida. Iubire interzisă între un șef de oaste care aduce în sclavire exact poporul și pe tatăl femei iubite. Și renunță la viață ca să fie cu ea, sunt închiși amândoi într-o peșteră, acolo mor de către regina Egiptului, care geloasă iubea și el, ea pe Radames. Deci, vedeți câte subiecte de iubire găsim în operă. Ce am vrut să arăt în seara asta este că și muzica instrumentală apare, deși nu se aude cuvânt, poezie pe spate, să spunem așa, redă foarte bine sentimentul iubirii, chiar și muzica instrumentală. Ne gândim la serenada lui Schubert, care știm foarte bine că o serenadă se face în general persoane iubite, la serenada lui Mozart, pe care tot Teodor o vrea, o să o cânte la nivelul lui de tânăr pianist. Și eu voi interpreta o temă din serenada lui Schubert, care este un lied scris pentru voce. Cele două CD-uri pe care eu le-am scos, cel roșu, cel cu copertă roșie, ultimul meu CD, are tot această tematică, iubire, din care voi interpreta piesa Dorințe la început, deci am câteva programe în sală. Voi începe cu Răsărit. De ce Răsărit și ce legătură are cu iubirea? Este vorba de acest sentiment al iubirii care apare așa cum soarele nu poate fi oprit să răsară și să ajungă pe volta cerească la prânz și apoi să apună. Deci nu se poate opri acest sentiment. Cât ar încerca cineva să-l oprească, când apare, nu se poate opri. Problema este că soarele și luna nu se pot întâlni niciodată, poate doar în vis. Așa am o piesă pe acel CD, întâlnire în vis. Ceea ce e posibil, coperta respectivă este întâlnirea dintre soare și luna, pe care eu am zis că măcar în vis se poate întâlni. Și ultima piesă de pe CD, Lupul Singuratic, este dedicată domnului regizor Sergiu Nicolaescu, pentru că el a spus că este un lup singuratic, că n-a întâlnit niciodată în viață iubirea aceea care se spune că poți să sacrifici chiar și viața pentru acea iubire. Și atunci m-a inspirat acele cuvinte și am dedicat această ultimă piesă Lupului Singuratic. În începerea programului am să-l rog pe domnul care afară prezintă niște cărticele cu poezii de iubire față de Dumnezeu să ne recite o poezie, iar eu am să încerc să aduc o atmosferă cu pianul adecvat acelei poezii. Da. Bine, nu sunt neapărat niște poezii către Dumnezeu, sunt niște poezii de iubire. Bine, iubirea izvorăște cumva din iubirea divină. Fiind mai postmoderniste, s-ar putea să șocheze un pic anumite metafore. Oasele mele sunt fluiere prin care vântul îi cântă o baladă iubitei mele. Iubito, trupul tău este până la mormânt. Prin inima ta se trece ca prin ușa cerului. Când îți deschizi ochii, văd atât de clar din afară înăuntru, pe direcția văzului mi se plimbă îngerul iubirii. Între noi există Dumnezeu. Stăm la capetele centrului, ești aproape. Atunci când îți întind mâna, străbat la pas dragostea de zi și de noapte, Doamne, să rămânem începând.
ca să ne împărtășim ochiul și atingerea. Mâinile întinse sunt curățate primăvara ca vlăstarii viței de vie. Dumnezeu există ca să mugurim. Văd în lumina îngerului, în inimă, trâmbița mi învie morții contra jefuitorilor de morminte. Pe zâmbetul tău am văzut dansând heruvim. Din aripile îngerului se desprind fluturi, împrumută ceva din mersul lui. Se poate zbura în ființa ta când gândurile ți se opresc pe buze și așteaptă procesul de fotosinteză. Imaginea ta o țin între ploape, ești iubita cu care mi împart cuvântul, ceea ce mi se întâmplă e începutul inimii. Particula lui Dumnezeu care omoară moartea cu cele 10 cuțite, în biserică îi vom cânta prohodul țipând, Doamne, ne-ai dat învierea de fiecare clipă, iar noi ne împărtășim, ne întemeiem iubirea pe înviere ca să ne ieșim din păreri, căci iubirea e cale sfântă. În dragoste ți se cere desăvârșirea, moartea să se uită la noi ca la poartă nouă. Mi-au crescut flori în palma dreaptă ca să-mi echilibreze jumătatea fără inimă. Carnea mea este instrument muzical. Știu, Doamne, ca să-mi ascult trupul și mormântul. Dar alergătorii nu iau în seamă data morții. Hristos mi-a pus la loc o nouă ureche. Din ochiul străveziu al lui Dumnezeu, ieșit asemănătorul să semene lacrimi și a cules trupuri. Inimile zdrobite sunt demoni zdrobiți. Lacrimile sunt moaște, inimile zdrobite continuă să vorbească. De câte ori suntem uciși, începe viața. Gânduri din gândurile lui ne atârnă de inimă cum ne atârnă rădăcinile de cristelniță. Se lucrează la schimbarea firii ca la schimbarea la fața lui Isus. Timpul e groapă comună. De câte ori suntem uciși, începe viața. Peste cuvântul Lut, își rețin mintea cei ce și-au îngropat trupurile, fantasmele să nu-și facă cuiburi și larve. Deșertăciunea cu lanțurile cele de jos e ca funea în casa spânzuratului. Ne-am adunat inimile la un loc, căci Dumnezeu este cel ce sprijină inimile, chip neclintit, să nu ne predăm părerii de sine. Mintea e purtată în carul lui Ilie, cum a fost purtat Hristos pe Asin. Omul e gând trăimii. Thank you.
cântat serenadă de Mozart, cântec, tot de Mozart, și marșul triumfal din opera Ida de Verdi. Thank you.
Thank you.
folla cittadina. Come s'ha raggiunto, che dirà, che dirà, chiamerà butterfly dalla lontana. Io senza dar risposta me ne starò nascosta, un po' per Celia e un po' per non morire prima come tu. Chiamerò, chiamerò, piccina molettina, o lezzo di verbina, i nomi che mi dava il suo venire. Tutto questo verrà, te lo prometto. Ioana Tabacu va interpreta vals de Frédéric Chopin și apoi va urma o altă tânără voce cu servitoarea stăpână de Pergolesi. Thank you.
Arie din opera, aria Florei Tosca din opera Tosca de Puccini. Con buone fortune
tabernacoli sali, sempre confessi in cena. Viene Iorio l'edor, nell'orlo del dolore. Perché, perché, Signore, perché? Magda Giambașu va interpreta aria din actul 1 a Violetei Valerii din opera Traviata de Verdi. Strano,
ser amato amando
programului, din nou la pian, câteva piese care sper să sugereze ideea iubirii. Fără tine, această piesă, practic, este durerea de a fi fără omul iubit. Deci este o piesă mai dramatică. Thank you.
serenadă vorbește despre iubire. Cât de mult iubește cel care face serenada pe cea care, pentru care îi se face această serenadă. Este un lead, practic, pentru voce, improvizat la pian. Sperăm că în recitalele următoare Magda Giambașu să interpreteze acest lead, care este superb. Bun, în continuare Magda Giambașu cu a doua arie din Traviata. După cum am spus, în prima arie ea își dă seama de sentimentul pe care nu poate să-l oprească, oricât și-ar dori să nu iubească. Se lasă în voia acestui sentiment și părăsește viața de la Paris, merge împreună cu Alfredo la țară. După cum am spus la început, îl părăsește pentru că tatălui Alfredo o roagă să nu-i nenorocească fata, care trebuia să se căsătorească, altfel nu s-ar mai fi căsătorit. Și ea, știind că Alfredo n-ar fi acceptat să-l părăsească pe acest motiv, îl părăsește pur și simplu, el nu știe care e adevărul. În final îl află, când este prea târziu, în această arie din ultimul act, Traviata își dă seama că va muri, era bolnavă, dar cu ultimile puteri se ridică din pat, pentru că primește o scrisoare că va fi vizitată de Alfredo, că Alfredo a aflat ce s-a întâmplat și că revine la ea, bineînțeles cu acordul tatălui de data aceasta, și, dar era târziu, era prea târziu, ea moare, moare în brațele lui. Deci asta este aria care, în care ea spune că nu-și dorește pe mormânt nici măcar numele, că nu merită, fiind o femeie întreținută, după cum am explicat la început, ea cu ea doar iubirea lui Alfredo în acest mormânt, doar oasele ei și iubirea pentru Alfredo. Magda Giambaș. Thank you.
gioie, del rose del vo-
Încheiem acest recital de astăzi seară. Mulțumim frumos pentru participare.